Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața neapărat așa cum o meritați. Această ediție, pe parcursul acestei ediții, vă rog să mă iertați, am dat în bâlbâială, se mai întâmplă. Zic unii căldură mare. Căldură mare, nu este căldură mare, căldură bună. Nu va fi o ediție pe teme insuportabile. Insuportabilă, dacă este din cauza mea întotdeauna, dar de fiecare dată, invitații mei îmi fac emisiunea și o pun în valoare. Dacă n-aș avea astfel de invitați, nu știu ce s-ar întâmpla. Astăzi vreți să știți cine este? Este Crina Marinela Radu. Vă spune ceva numele? Avocat. Sigur că o cunoașteți, o cunoașteți foarte bine de pe ecrane. Când a pledat pentru diverse cauze spectaculoase, unele cu ecouri naționale a la long, unele cu ecouri, mă rog, locale, etc. Azi mâine probabil că vor fi și ecouri internaționale, pentru că are vocație și mie îmi place să numesc avocatul apărător. Nu așa că sună mult mai bine? Avocat. Bună ziua, doamnă! Vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Bună ziua și eu vă mulțumesc. Mă simt onorată de o astfel de invitație din partea dumneavoastră. Reciproca este valabilă. Nu așa că sună mai bine apărător? Sună foarte bine apărător, pentru că practic noi asta facem, noi avocații. Încercăm pe cât posibil și trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna ne și reușește, dar noi sperăm, noi spunem că de cele mai multe ori reușim să facem o apărare prin care să fim convingători în fața instanței, astfel încât să obținem o soluție cât mai bună pentru clienții noștri. Ce frumos! Nu am spus niciodată pe post, dar acum uite, m-a stârnit. Știți că întotdeauna ce trece pe aici, bineînțeles filtrez și pe aici, dar spun tot din casă, la un moment dat probabil că am fost colege, dar în urmă cu o sumă serioasă de ani. Însă eu am întors la dumneavoastră, dacă mă mai suportați, dacă nu. M-am gândit așa, am îmbrăcat roba și m-am gândit cum să apăr eu un infractor. Atunci m-am retras și am zis, mai bine mă întorc aici la pupitrul acesta și dăm în bizon. Ei tot nu cad, da, fine. Da, probabil că am fi fost colege și astăzi dacă nu m-aș fi retras. E frumoasă, e fascinantă profesia aceasta, nu-i așa? Da, dar este, spun eu un lucru important, este să-ți placă ceea ce faci. Da, și să ai și har. Da, trebuie să ai și un anumit har, pentru că acum ești foarte mult student pe băncile facultății de drept. Și în momentul în care spui avocat sună foarte bine și foarte mulți sunt atrași de această denumire, de această instituție, avocatului. Însă sunt puțini, spun eu, cei care au har și care fac această profesie cu pasiune, cu dăruire, pentru că necesită foarte mult timp. Practic, tu nu mai ai viața ta personală. În momentul în care faci cu pasiune și cu dăruire și cu plăcere această profesie de avocat, timpul tău se limitează, timpul tău liber. Și atunci spun eu că cine dorește să aleagă această profesie trebuie să stea de vorbă cu el însuși, să vadă dacă într-adevăr își dorește cu adevărat, dacă îi place această profesie, nu doar pentru faptul că îi se spune domnul, doamna, avocat, ci pentru că, într-adevăr, este făcut să fie avocat. Și spun eu că trebuie să ai o discuție cu el însuși, o discuție foarte sinceră și doar după aceea să fie sigur că da, asta vreau să fac, da, vreau să fiu avocat. Da, și probabil presupun că pentru doamne este mai greu din punct de vedere al timpului. Altfel, probabil că sunt mai echilibrate. Știți de ce zâmbesc? Când vecini cântă un cocoș. Nu știu ce face, se trezește sau se culcă, nu știu, dar e amuzant. De obicei, auzim ambulanțele trecând, mai ales în ultima perioadă, acum cântă cocoș. Și cred că este de bun augur, dar nu tace, adică e vesel tare.
presupun că e vesel tare, da, ne întoarcem. Mă gândeam la un moment dat, hai să vorbim cu, înainte să o invit pe doamna avocat, mă gândeam, femeia avocat, și m-am gândit, e banal, sună cam hodorogii, dar de ce nu? E, totuși, să fii pe drumuri mereu, să fii astăzi la Iași, mine la București, pe mine la Oradea, așa mai departe, să te mai și pregătești, să te mai și întâlnești cu tine. Nu vi se face dor de dumneavoastră câteodată? Ba da, trebuie să recunosc și trebuie să fiu sinceră, da, am momente. Acum este perioada puțin mai lejeră, este perioada de vacanță judecătorească și dar chiar discutam cu niște prieteni la zilele trecute, eu încă n-am simțit că chiar a intrat vacanța judecătorească, urmează să am și o perioadă mai lejeră, pentru că am avut instanță, cauzele penale cu arestați, se judecă chiar și în această perioadă de vacanță și se dau termene și pe vară. Într-adevăr, și eu mă număr printre avocații care iau procese și în afara Brașovului, la Galați, la Suceava, e greu. Suntem pe drumuri, dar trebuie să ne facem timp să studiem și dosarul, să ne pregătim, da, să facem o apărare corespondare pentru clienții noștri. Dar spun eu că, repet, dacă îmi place cea, dacă fac cu dăruire și cu plăcere, atunci parcă trec mai ușor peste aceste greutăți. Pe de altă parte, câteodată îmi vin și utilul cu plăcutul, pentru că merg în alte localități, da, și pledez, dar poate sunt orașe unde nu le-am vizitat până la acel moment. Și atunci un pic îmi și răsfăț privirea și mai și vizitez un pic așa în puținul timp pe care îl mai am, chiar și în acele localități pe care eu nu, în care pledez și în care poate sunt pentru prima dată în acele orașe, în acele județe. Da, e mare lucru să-ți cunoști țara. Nu prea avem răgaz unii dintre noi, iar unii parcă zicem, da, ce-ar fi să mă duc la Paris, da? Să mă duc, cum se cheamă, în Dubai și așa mai departe. Și îl întreb, domne, dar tu ai văzut Maramureșul? Nu, te-ai văzut mănăstirile? Nu. Țara asta de culoare aceea maronie, zice, băi, tu ești de culoare maronie dacă chiar privești lucrurile așa, dar nu deviem de la subiect. Avem o țară foarte frumoasă așa și este splendidă. Și avem multe foarte multe locuri minunate pe care le putem vizita. Eu în nenumăratele mele deplasări am văzut locuri minunate pe care am spus, domnule, uite, oamenii din țara noastră nu știu ce locuri frumoase pe care unde ne putem relaxa, unde ne putem încânta privirea și unde chiar ne relaxăm și parcă uităm așa de absolut tot ce se întâmplă în jurul nostru. Da, și avem și datoria să călcăm pe anumite urme, să ne ducem la Bistrița, la Rebreanu, la Coșbuc. Ați fost? Parcă și simt aerul de acolo, este absolut extraordinar, trebuie să cunoaștem. Te duci în dulcele târg al ieșilor, câte trebuie să vezi acolo și nu apuci dacă mergi de 10-20 de ore abia și așa mai departe. Da, era să continui, nu continui, ne întoarcem la dorurile doamnei avocat, dorurile de libertate. V-ați pierdut libertatea într-un fel, nu așa? Cu această profesie fascinantă de altfel. Da, mi-am pierdut libertatea pentru că ca și avocat nu ai cum, chiar dacă îți dorești, nu ai cum să-ți faci un program într-o zi, da? Să spun, astăzi nu am chef să fac absolut nimic, îmi iau concediu, stau acasă sau... Nu, ca și avocat în fiecare zi trebuie să-ți pregătești dosarele pentru a doua zi, ai întâlnire cu clienții la birou, deci nu ai momentele astea în care să spui, astăzi nu am chef, nu fac nimic, mă duc să mă plimb. Nu, ai niște responsabilități pe care ți le-ai asumat în momentul în care ai depus acel jurământ, în momentul în care ai intrat în profesia de avocat și nu ai cum să treci peste aceste responsabilități. Da, nu mai ai libertatea pe care ți-o conferă o altă profesie. Sau acea libertate în care mergi la o instituție sau la un loc de muncă la ora 8 și la ora 15, da, ieși și
ai timpul tău liber în care poți să faci ce dorești, să te plimbi, să mergi la un film. Nu, aici nu, aici nu putem spune că avem această libertate. Da, și uneori, sigur că dacă simți nevoia de această libertate, dar chiar dacă este pe o perioadă scurtă, îți zboară gândul că ce bine era dacă puteam să merg să mă plimb în natură, să admir natura, totuși imediat te trezești la realitate, vii cu picioarele pe pământ. La și, responsabilități. Sigur. Sigur, agenda este plină a la lung, cu certitudine, în această profesie, așa? Da, tot timpul există câte ceva de făcut. Indiferent în ce domeniu activezi mai mult, fie că este civil, fie că este penal, în penal chiar îți ia mai mult timp, că trebuie să mergi la audieri, la, pe lângă instanță, și atunci timpul ți este cu atât mai limitat. Dacă, desigur, intri mai mult în penal, acolo e de stat mai mult, atât pe instanță cât și la audieri. Deplasările, nu mai le spun deplasările în țară, desigur și ele îți iau timp. Doamnă avocat, în vremea copilăriei mele, eu am mai spus cândva mai de mult pe post, dar în urmă cu vreo 3 ani, dacă nu mă înșel, în vremea copilăriei mele, majoritatea seniorilor de atunci nu spuneau avocat, spuneau advocat. Probabil că și astăzi mai auziți, nu? Și acum mai am clienți. Și acum mai am clienți de o anumită vârstă, de o anumită categorie. Am înțeles. Da, care vin și avocat. Și au rămas cu această percepție de advocat. Advocat. Dar atunci avocatul era realmente... Acum s-au mai întors lucrurile. Nu este cazul dumneavoastră, pentru că deja aveți un nume de rezonanță în acest domeniu, dar cei care, mă rog, nu au apucat să se afirme, poate că nici nu vor mai apuca, avocatul la vremea copilăriei mele se bucura de mare respect. Ce aș dori eu să vă întreb, nu dumneavoastră personal, ci breasla în genere, vă bucurați de respectul magistraților, așa cum se cuvine? Depinde, uneori da, uneori nu. Sunt sinceră, deci sunt sinceră cu mine, sunt sinceră cu dumneavoastră și sunt sincer cu cei care ne urmăresc. Deși noi suntem colegi cu toate categoriile de juriști, dacă toți suntem juriști, fie ei judecători, fie ei procurori, și ar trebui să, mă rog, să ne bucurăm de respectul cuvenit din partea tuturor colegilor, tuturor magistraților. Însă am întâlnit situația atât eu cât și colegii mei, discuțiile pe care le-am avut cu ei, și da, am avut magistrați care și cu mine și cu alți colegi în sala de judecată au avut un comportament, spunem noi, nejustificat, adică ne tratau ca și cum nu am fi colegi, și am văzut și în sala judecată chiar și pe alți colegi avocați care poate că nu erau atât de pregătiți, poate mai erau și stagiari, dar magistratul era foarte dur și tonalitatea și modul cum spunea ce avea de spus spunea cu un ton de superioritate, și spun eu că asta nu era normal, adică totuși ar trebui ca toți, da, toți avocații să ne bucurăm de respectul cuvenit din partea magistraților. Desigur că aceste aspecte noi le-am relatat la barou și barou, la nivelul conducerii, a încercat și a luat legătura cu conducerea instanțelor pentru a reglementa și aceste situații care uneori sunt neplăcute, dar trecem și peste aceste momente, că nu este un lucru general, sunt cazuri izolate. Da, eu am un respect deosebit pentru avocați, pentru magistrați, pentru juriști, pentru toate breslele de altfel. Aici am o sensibilitate din motive lesne de înțeles pentru cei care mă cunosc. Domnul regizor Dan Lungu îmi spune așa, numele legii ce ne-am, mai ai 10 minute.
Da, mai avem 10 minute. Este o problemă de educație, ca în orice alt domeniu. Nu pot să-mi imaginez un magistrat, un judecător, stând așa. Nu pot să-mi imaginez pentru că am văzut. Și zi, bă, ha? Și cum mai e? Și cu apărătorul, nu pot arăta către invitata mea, cu apărătorul, la fel. Ce, bă, hai, zi, gata, nu te pregăti, gata, hai, încheie. Nu se poate așa ceva, pentru că ești tânăr, ți se pare că astăzi ești pe cai albi, mâine s-ar putea să fii pe vreo murțoagă, cine știe. Și indiferent cât de sus ești, cu cât mai sus, cu atât mai nobil comportamental. Sigur, nu este general și, și în brasla noastră se întâmplă același lucru, pentru că mai avem doar 10 minute. Da, vreau să mai completez. Am avut surpriza ca unii din acei magistrați care au avut un anumit comportament față de noi avocații, la un moment dat să renunțe la magistratură și să intre, alături, să intre în această profesie de, de avocat și atunci să devină coleg, colegă cu noi. Da, 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 cam viață, da. Ei, nu trebuie neapărat să fii coleg, coleg în ceea ce privește ocupația, pentru că să fii politicos. Dacă nu ești politicos, degeaba ai o licență, degeaba ai un doctorat, degeaba ai 3 licențe în buzunar, ești nul, indiferent cine ești. Este suficient să ne uităm către clasa politică și vedem bunele maniere, dar nu numai acolo, în toate, în toate mediile. Vă spuneam înainte să intrăm în emisie că nu obișnuiesc, am o reacție adversă pentru a aborda subiectele zilei. Zilele acestea, toate televiziunile, dar toate, toate, fără nicio excepție, au dezbătut cazul Junei nefericite de la Vaslui. Nu asta vreau să abordez, aș dori să vă, să vă întreb pe dumneavoastră la experiența pe care o aveți. Dacă nu cumva, pentru că eu am gândit așa, sunt multe alte doamne, domnișoare, senioare care au trecut prin această nenorocire, pe care nu vreau să o calific acum. Și nu și-a îndreptat nimeni atenția către această zonă. E, din păcate, rare ori auzim, a fost violată o babă, zice, o babă de 80 de ani, o bătrână de 50 de ani, o... Nu. Nu cumva ar trebui modificată legislația, doamnă avocat? Cu siguranță legislația trebuie modificată, pentru că la acest moment codul de procedură penală permite magistraților, deci lasă la latitudinea magistraților infracțiunile, în funcție de infracțiunile care, pe care le judecă, dacă dispune arestarea sau dacă dispune judecata în stare de libertate a anumitor inculpate. Sigur că ar putea legea să vină în sprijinul victimelor și atunci să reglementeze infracțiunile grave, și eu apreciez că violul este, este o infracțiune foarte gravă și cu atât mai mult este mai gravă având în vedere și numărul inculpaților din dosar, numărul agresorilor. Desigur, dar la acest moment, având în vedere faptul că codul de procedură penală permite magistraților, lasă la latitudinea magistraților măsura pe care dumnealor doresc să o ia față de un, față de un astfel de, de inculpat, la acest moment, desigur că în funcție de probele care sunt la dosar, trebuie văzută și motivarea, ce a condus instanța la alegerea acestei măsuri, dacă a dispus o măsură a arestului la domiciliu sau o măsură a controlului judiciar. Dar având în vedere gravitatea faptelor, având în vedere circumstanțele în care a fost săvârșită fapta, având în vedere persoana inculpatului, desigur că aceste criterii ar trebui să fie cele care conduc magistratul la luarea unei măsuri restrictive de libertate sau unei măsuri preventive într-un astfel de, de dosar. Da. În ceea ce privește breasla căreia aparțin, aș avea amendamente. Dom'le, când a ieșit în media și este servit un caz publicului, ajunge. Vorbim de o săptămână. Până acum, unde am fost? Noi,
societatea și așa mai departe. Este o problemă de educație, în primul rând, și dacă nu umblăm la educație, eu aș avea pedepse grave pentru acești neisprăviți. Dar nu le pot mărturisi pe post și nici nu este treaba mea. Și mă gândeam la pedepse, să fie aplicate pedepse crâncene, crâncene. Dar trebuie schimbată legislația pentru asta și nu este treaba mea, este treaba Parlamentului, trebuie promulgată legea, etc. În acest moment se vorbea despre măsura preventivă, despre modalitatea în care va fi judecat, mă rog, vor fi judecați inculpații în stare de libertate sau în stare de arest. Desigur că și pedepsele la finalizarea procesului, în funcție de probele extinte la dosar, pedepsele trebuie să fie foarte severe, aspre, pentru săvârșirea unor astfel de fapte. Da, și în cazuri, în fine, nu este treaba mea. Mă abțin. Vreau să spun că și părinții ar trebui pedepsiți, dar deja sunt pedepsiți, de vreme ce nu au fost în stare să-și educe copiii și să ajungă în condițiile acestea. Cred că este suficientă pedeapsă să fi dat viață și să fi crescut un rebut al societății purtujur, pentru că nu mai poate fi om acesta. La momentul la care, bine, la noi la Brașov nu prea sunt astfel de evenimente, nu? Au fost și la noi și sunt cazuri de viol, dar nu, eu spun că magistrații de la noi din județul Brașov sunt mult mai responsabili și spun eu că în momentul în care iau o soluție, soluția este motivată și deci nu au fost situații de acest gen cum s-a întâmplat la Vaslui. Da, am înțeles că președintele tribunalului de acolo și-a dat demisie, în fine s-au produs niște modificări. Doream să mă adresez nouă, nu dumneavoastră. Dom'le, dacă te uiți în jur, e plin de doamne, domnișoare care sunt dornice. Vorbesc de un anumit segment, nu generalizez, firește. De ce să te duci să o violezi când aia chiar vrea să poate ar avea de gând să te violeze pe tine? Mai ușor, mai lăsăm animalul din noi să se culce, nu așa? Să-l mai dresăm puțin și să fim oameni. Ce îmi spune colegul meu? Cred că îmi spune că aproape gata, da. Mai avem 3 minute, doamnă, vi le ofer. Vi le ofer, dacă doriți să ne mai vorbiți despre dorurile de dumneavoastră, de-ai dumneavoastră în postura de avocat. Și în consecință, este vorba despre libertatea, lipsa de libertate pe care v-ați asumat-o. A nu se înțelege așa. Da, numai așa am arătat. Dănuțu, așa am arătat. Deci nu lipsă de libertate așa, pentru că nu este cazul. Da, într-adevăr mi-am asumat în momentul în care am intrat, deși la început poate că n-am știut ce se va întâmpla după ce voi intra în această profesie de avocat. Da, nici eu nu știam. Mi-a plăcut într-adevăr profesia, da, că e fascinantă. Această profesie de avocat, dar în momentul în care am intrat și am văzut ce se întâmplă și am văzut că într-adevăr îmi place și că mă dăruiesc întru totul ceea ce fac, atunci automat mi-am asumat și faptul că într-adevăr nu mai am această libertate pe care am avut-o înainte de a intra în această profesie, mi-am asumat faptul că voi beneficia de acele vacanțe judecătorești, acele vacanțe parțiale, nu? Da, da, și am spus asta este pentru că mi-am dorit și am văzut că este ceea ce, poate că după ce am intrat în profesie mi-am dat seama că a fost ceea ce mi-am dorit eu dintotdeauna, această profesie de avocat. E și un aspect care ține de destin, în cele din urmă. Sigur, segment, așa? Sigur, da, așa, sigur că sigur. Destinul, mă rog, așa este și nu ai ce să-i faci, indiferent. Da. E, o singură întrebare mai am, pentru că mai avem mai puțin de un minut. Înainte de a intra în sala de judecată, spre a vă apăra clienții, vi se întâmplă să faceți o cruce, ba chiar și o rugăciune scurtă? Sigur, eu sunt foarte credincioasă. Merg la mănăstiri, am un duhovnic al meu la o mănăstire în Moldova, deci, da, sigur, îmi spun o rugăciune, fac o cruce. Și un Doamne ajută. Și un Doamne ajută, sigur. Da, m-ați impresionat cu asta. Și cu asta m-ați impresionat.
Dacă există vreo întrebare acolo, da, este Crina Radu, avocat și probabil că este, vă este foarte cunoscută și din aparițiile în cazul Elodia. Poate că altă dată, dacă chiar doriți dumneavoastră sau dacă doamna avocat sucătește, că s-a dezbătut mult, a căzut într-o zonă dezagreabilă. Doamnă, vă mulțumesc frumos, mi-a făcut mare plăcere întâlnirea noastră. Am rugămintea călduroasă, dacă vă mai permite timpul, să mai răspundeți invitației mele. Mi-a făcut mare plăcere. Eu vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorată. Reciproc. Înainte de a încheia, vreau să spun așa, să mă așez bine ochelarii, pentru ca să puteți să-mi vedeți ochii mei frumoși și triști. Nu sunt triști, sunt doar obosiți. Nu am motive. O reverență părinților, doamne avocat, meritați. Astăzi am aflat că ne cunoaștem. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Fericite. Am încheiat. Oameni buni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din toată inima și vă sugerez, ca de obicei, până acum spuneam, pentru ca să avem o viață suportabilă. Nu, pentru că m-a învățat ieri Cristian Macedonski. A sugerat el așa. Pentru ca să avem o viață excelentă, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!